Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Perese, pentru că a dat curs invitației noastre de a fi prezentă la această conferință de presă. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, platforma Demnitate și Adevăr este din nou pusă în situația de a contesta la Curtea Constituțională, pe fond și pe procedură, mai multe legi votate de majoritatea politică toxică și antipopulară din Parlamentul Republicii Moldova. Anomaliile legislative care frizează la modul real absurdul politic și procedural care se făptuiește astăzi în sediul Parlamentului Republicii Moldova s-au transformat în norme, iar parlamentarismul, pus între paranteze la nivel de definiție, este transformat în excepție. Mai simplu spus, constatăm că majoritatea Dodon Plahotniuc Șor din Parlament ține Republica Moldova o statică unui regim mafiot și criminal care nu se vrea dus de la putere. Mimând proceduri parlamentare și urmărind cu încrâncenare păstrarea puterii cu orice preț împotriva voinței clare exprimate a poporului nostru, Dodon Plahotniuc și Șor, prin interpuși, nu fac altceva decât să compromită atât Parlamentul și așa compromis deja de unii dintre deputați, dar și mai grav, să compromită Curtea Constituțională. Toți cei care astăzi obligă opoziția democratică să lupte pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare literă și virgulă din legile lor strâmbe votate noaptea, pe repede înainte, pentru a nu mai oferi răgaz dezbaterii publice și analizei obiective a efectelor legilor, vor să instituționalizeze și să reinstaureze din nou dictatura mafiei și a oligarhiei cu gulere albe. Republica Moldova se află iarăși pe marginea prăpastiei, la doar câțiva pași de un colaps democratic și economic generalizat. Iar în spatele acestei majorități, care murdărește prin abordările și acțiunile sale reputația statului nostru și distruge pur și simplu încrederea oamenilor în instituțiile acestuia, se află aceleași persoane cărora noi, toți oamenii corecți, drepți și curajoși din Republica Moldova, trebuie să-i punem pe fiecare dintre ei acolo unde le este locul. Cât de curând, în luni de zile mai probabil, această criză sanitară se va încheia prin victoria științei și a medicinii moderne asupra acestui virus ucigaș, moment în care noi toți, feriți de riscuri medicale, vom putea relua mișcarea de rezistență națională, care, vă rog să rețineți, de această dată îi va mătura definitiv pe toți cei care astăzi își bat pur și simplu joc de Republica Moldova. Astăzi, Platforma Demnitate și Adevăr, prin deputații Maria Ciobanu, Dinu Plângău și Liviu Vovc, au contestat la Curtea Constituțională două dintre multitudinea de legi neconstituționale și antipopulare. Actuala guvernare nu poate rezolva criza sanitară. Așa că vor să învrăjbească pe cetățenii Republicii Moldova cu o lege privind funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul țării noastre, făcută fără nicio discuție serioasă. Pe ei nu interesează că această lege îi divizează pe cetățenii țării, ei vor doar să culeagă beneficiile politice și electorale. Legea PSRM Șor slăbește și mai tare Republica Moldova ca stat. În același timp, cu legea farmaciilor mobile, se vede că nu interesează în niciun fel să rezolve problema accesului la medicamente de calitate și accesibile pentru oameni. Ei vor doar să înființeze scheme de produs bani pe care să le controleze. Și aceasta în detrimentul calității vieții și a sănătății cetățenilor, a oamenilor. Au făcut o lege criticată aspru de profesioniști, criticată de mediul academic, de medici și farmaciști, care spun într-un glas că o să ajungem să avem medicamente ilegale pe piață, livrate de oameni fără nicio pregătire medicală. Cine va răspunde dacă vor muri oamenii în urma aplicării unei legi atât de toxice? Nu putem sacrifica sănătatea oamenilor și încrederea în sistemul farmaceutic doar ca să facă socialiștii și Șor milioane și zeci de milioane din această nouă schemă. Republica Moldova nu este un poligon de experimente pentru oligarhi. Am să rog colegii mei, Liviu Vovc și Dinu Plângău,
să se refere la cele două legi strâmbe contestate astăzi la Curtea Constituțională împreună cu deputatul Maria Ciobanu, ca mai apoi să vă putem răspunde la întrebări. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Pentru început aș vrea să reamintesc încă o dată despre proiectul 312 al fracțiunii pentru Șor, care a fost votat la ultima ședință a Parlamentului. Am atenționat despre care vor fi urmările grave acestui proiect, prin deschiderea unor farmacii mobile în mașini să vândă medicamente. Ați văzut și în presă că în zilele acestea au venit cu o reacție foarte dură mediul academic al Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, dar și Asociația Farmaciștilor din Republica Moldova. Prin ceea ce menționează ei este faptul că se încalcă regulile de păstrare conformă a medicamentelor, soldându-se cu degradarea lor și negarantarea calității, eficienței și inofensivității. Și totodată promovarea clandestină a medicamentelor neautorizate, contrafăcute, falsificate, plasate ilegal pe piața farmaceutică. Astăzi am înregistrat la Curtea Constituțională o sesizare pentru a anula această lege, deoarece se încalcă mai multe articole din Constituție și, în special, dreptul la protecția sănătății a cetățenilor. Cât ține de un alt proiect nociv despre care am atenționat în ultima conferință, este vorba despre proiectul 302 a aceeași fracțiuni pentru Șor, prin care se dorește majorarea prețurilor la medicamente, dispariția medicamentelor ieftine de pe piață și majorarea prețurilor la medicamentele care se vând fără prescripție medicală, dar și vânzarea medicamentelor în orice magazin. Pe marginea acestui proiect vreau să atenționez opinia publică, dar și pe cei din Parlament. Au fost falsificate acte la votarea în a doua lectură acestui proiect. Și anume, la ședința Comisiei Protecție Socială și Sănătate, al cărui membru sunt, acest proiect nu a avut numărul necesar de voturi. S-a votat 3-3. Respectiv, acest proiect rămânea la discreția plenului pentru aprobare sau pentru respingere. Ne-am trezit că în ședința plenară, vicepreședintele Comisiei, Vladimir Odnostalco, a citit un alt raport în care se spune că cu unanimitate de voturi 6 pentru, acest raport a fost votat în ședința Comisiei. În acest context, până astăzi am adunat toate probele, extrasul ședinței plenare, extrasul ședinței Comisiei, toate actele și am sesizat Procuratura Generală pentru fals în acte. Pe această cale atenționez președintele Parlamentului să nu transmită la promulgare această lege pentru că ea a fost votată ilegal. Vă mulțumesc și Dinu. Mersi foarte mult. Stimați cetățeni, am spus-o și cu altă ocazie, astăzi, în loc toți deputații, toată societatea să ne unim eforturile pentru a combate crizele prin care trece Republica Moldova legată de pandemie, legată de situația dezastruoasă în domeniul economic, toată opoziția trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a contesta și a găsi soluții pentru anularea unor proiecte toxice, nepopulare și pe alocuri neconstituționale. Astăzi, împreună cu colegii mei, am depus încă două sesizări la Curtea Constituțională, în total 5 din tot pachetul de acte normative adoptate de majoritatea parlamentară PSRM și Șor. Una din sesizările pe care am depus-o astăzi este legată de limba, de funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, un proiect similar cu cel pe care l-am avut în 89, din 89, declarat de către Curtea Constituțională ca lege căzută în desuetudine. Respectiv, această lege, am adus argumente pe fond la Curtea Constituțională pentru a demonstra că această lege, pe lângă modul în care a fost votată cu încălcarea tuturor procedurilor, încalcă și niște principii fundamentale pe care este constituit Republica Moldova. Aici mă refer la
separația și colaborarea puterilor în stat, la principiile democrației, la principiul dreptului la identitate națională și așa mai departe. În esență, cele mai toxice prevederi din această lege reprezintă acordarea unui statut privilegiat limbii ruse ca limbă de comunicare interietnică, fapt ce contravine articolului 13 din Constituție, care spune în mod expres că avem o singură limbă oficială în stat și este limba română. Și a doua prevedere extrem de complicată care va face practic imposibilă implementarea acestei se referă la traducerea tuturor actelor adoptate de instituțiile statului și autoritățile puterii centrale și locale în limba rusă. Fapt pentru care nu s-au dizlocat pe de-o parte nici resurse suplimentare pentru instituțiile de stat care vor avea nevoie de traduceri sau nevoie de angajați care să asigure traducerea tuturor actelor și răspunsuri în limba rusă. Mai mult ca atât, această normă discriminează vădit disproporțional celelalte minorități naționale care, conform prevederilor constituționale, au dreptul la identitate, făcându-le să se reorienteze spre studierea limbii ruse. Mai mult ca atât, această normă discurajează și o bună parte a populației de a studia limba oficială a statului, de a ne ca popor, ca populație, de a avea o coeziune în tot ceea ce ține de principiile pe care se constituie unui stat, în special niște aspecte legate de limbă. Sigur că sunt foarte multe încă alte argumente juridice care le-am evocat la Curtea Constituțională pentru a anula aceste prevederi. Pe o parte dintre aceste prevederi pe care noi le considerăm neconstituționale, Curtea Constituțională s-a expus atunci când a declarat căzută în desuetudine legea veche, care de principiu nu se deosebește semnificativ de ceea ce au propus majoritatea parlamentară PSRM și Șor. Pe lângă aceste deja 5 proiecte contestate la Curtea Constituțională, evident lucrăm la alte sesizări. Volumul de lucru este unul enorm pentru a anula multe chestii care, din punctul nostru de vedere, sunt neconstituționale și pe lângă faptul că prejudicează în mod vădit foarte multe aspecte legate de securitatea națională, legate de separație și colaborarea puterilor în stat și așa mai departe. Deci sunt lucruri care sunt vădit neconstituționale și din punctul nostru de vedere toate aceste modificări operate se fac premeditat, așa cum a spus domnul Năstase, pentru a compromite instituțiile statului, pentru a crea conflicte interietnice pe de o parte și, evident, pentru a compromite în mod targetat nu doar celelalte instituții ale statului, dar în mod prioritar Curtea Constituțională a Republicii Moldova. De asta, un apel al nostru este ca opoziția să ne concentrăm să ne concentrăm pe modul cum anulăm aceste proiecte și astfel încât sesizările noastre depuse la Curtea Constituțională pe foarte multe proiecte de legi justificate, să fie justificate, foarte bine argumentate din punct de vedere juridic și foarte important să fie calitative, cu argumente juridice, nu cu argumente politice. Mulțumesc, Dinu! Aș vrea să specific câteva lucruri. Unu, am spus cu toții aici că se încearcă compromiterea Curții Constituționale ca instituție fundamentală a statului. Este, în momentul de față, unica instituție scoasă din captivitate pe baza asumării politice din iunie-iulie 2019. Un lucru important pentru toți, Curtea Constituțională, care se afla la cheremul regimului oligarhic până în iunie 2019, a fost eliberată prin asumarea, prin prisma hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate de către deputații în Parlamentul Republicii Moldova la acea dată. Iată de ce. Apelul nostru este către toți deputații din Republica Moldova care se sesizează curtea să ne concentrăm pe calitate, să ne concentrăm pe motivație sau pe argumentare de neconstituționalitate, pentru că se vede o tendință foarte și foarte clară de contestare la curte cu și fără treabă, cu și fără expertiză, cu și fără aplicare
profesionistă asupra sesizărilor Curții Constituționale, iar asta împreună s-ar putea să fie folosit de către oponenții statului de drept, a constituționalității și a parlamentarismului din Republica Moldova pentru a compromite această instituție, Curtea Constituțională. Iată de ce Platforma Demnitate și Adevăr va contesta toate legile pe care le consideră neconstituționale, veghind însă în același timp și asupra faptului că trebuie să facem tot posibilul să nu admitem compromiterea Curții Constituționale ca instituție. Este foarte important ca eforturile noastre să fie conjugate și să fie unite în jurul calității și în jurul profesionalismului cu care atacăm la Curtea Constituțională legile. Pentru că trebuie să știe întreaga societate, Curtea Constituțională nu analizează oportunitatea unor legi. Iată de ce există riscul ca niște legi pe care le contestă un deputat sau altul să rămână în picioare din punct de vedere al constituționalității, nu și al oportunității, nu și al interesului național, nu și al interesului populației și a oamenilor. Iar asta poate fi exploatat de dodoni, de șori, de plahotniuci, de toți interpușii lor ca fiind un succes al acestora. Vă îndemn să fim vigilenți, să fim dedicați Republicii Moldova și oamenilor și mai puțin intereselor politice, partinice, electorale. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Dacă nu, vă rog să urmăriți activitățile deputaților noștri în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la sesizarea Procuraturii Generale pe care o va face domnul Liviu Vovc, acumulate fiind tot probatoriul în acest sens. Vă rog să urmăriți pagina oficială a Platformei Demnitate și Adevăr și personală și oficială a deputatului Liviu Vovc, la fel cum vă rog, îndemn toată presa din Republica Moldova să stea cu ochii pe activitatea Platformei Demnitate și Adevăr și a deputaților noștri care au niște nume care sunt sigur că sunt cunoscute și de societatea noastră, dar ele trebuie aduse la cunoștința oamenilor în contextul activităților pe care le fac deputații noștri. Mulțumesc frumos! Dacă nu ne mai vedem cumva până la Crăciun, atunci vă urăm tuturor sărbători fericite, un Crăciun cât se poate de frumos, dacă nu ne vedem în următoarele 4 zile. Familiilor dumneavoastră tot binele de lume, căldură cât se poate de multă. Și, bineînțeles, aveți grijă de sănătate. Tot respectul pentru medicii noștri, pentru tot corpul medical, asistentele medicale și, în general, tot personalul medical care, iată, astăzi, stau în primele rânduri pentru viața și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova și e de datoria noastră să le stăm alături, să îi sprijinim cu tot ce putem, de pe orice poziție pe care o avem, deputați sau simpli cetățeni. Vă urez tuturor numai bine!